Bucureștiul a devenit capitala României în anul 1862. Din acel moment până la sfârșitul secolului al XIX-lea, edilii au realizat câteva lucrări de o importanță extraordinară pentru perioada respectivă. Rectificarea cursului Dâmboviței, râul care străbate orașul, canalizarea noii capitale, iluminatul public, alimentarea cu apă potabilă, deschiderea marilor bulevarde, apariția de noi cartiere. În acest fel, Bucureștiul începutului de secol 20 devine cel mai occidentalizat oraș din sud-estul Europei. Dezvoltarea economică a orașului, funcționarea eficientă a mecanismelor administrației locale și centrale, crearea legăturilor între centru și periferie sau între diverse puncte ale orașului, impun înființarea unei rețele de transport public de persoane în interiorul acestuia. În 1871, englezul Harry Hubert Nevis Slade a obținut de la primăria Bucureștiului dreptul de a construi drumuri de fier americane. Astfel, în 1872, tramvaiul cu cai începe să circule în România, fiind unul dintre primele apărute în Europa și inaugurează traseul Piața Sfântul Gheorghe, Gara de Nord. În 1890 se realizează o nouă concesiune de rețea de tramvai, incluzând și o linie de tramvai electric, care circulă pe străzile Bucureștiului începând din 1894. Se creează astfel două societăți de transport care, în 1909, totalizau 875 de angajați și 1175 de cai, iar vagoanele lor transportaseră până la acea dată 33 de milioane de oameni. În martie 1909 apar primele automobile taximetre, care nu rezolvă însă problema transportului de călători. Două luni mai târziu ia ființă Societatea Comunală a Tramvaielor București ca societate pe acțiuni. Tehnic, sistemul de tracțiune preconizat este cel electric cu fir aerian, fiind alimentat cu curent continuu de 750 de volți, lucru care va individualiza tramvaiul bucureștean pe plan mondial. În 1910 este introdusă rețeaua sub formă de inel, de la care se lăsau trei ramuri spre periferie. Șinele suportau greutatea de 51 de kg pe metru, iar legăturile dintre șine erau similare cu cele folosite în acea perioadă la Viena și Berlin. Se realizează prima comandă de vagoane la uzinele Siemering din Viena și de echipament electric la AEG Berlin. În 1912 se construiește uzina de reparații și atelierele centrale ale societății, menite să asigure întreținerea tehnică permanentă. La sfârșitul anului 1912 se reia circulația tramvaielor în capitală după o întrerupere de un an, datorată unor neînțelegeri politice. Sporirea confortului și igienei, scurtarea duratei călătoriei și micșorarea tarifului au ca urmare faptul că tramvaiele sunt luate cu asalt în 1913, transportându-se 30.000 de călători pe zi, fiind necesară suplimentarea numărului de vagoane. Se achiziționează și noi terenuri pentru mărirea capacității depourilor, care deveniseră neîncăpătoare. În 1914, rețeaua de linii ajunsese la 16,2 km, fiind împărțită pe 6 linii, iar numărul de călători s-a dublat față de anul precedent. STB s-a dezvoltat foarte mult și administrativ. Astfel, de la 6 funcționari în 1909, ajunsese la 460 în 1914. Vatmanii aveau minim 21 de ani și erau angajați în urma unui examen și a unei călătorii de probă. Uniforma, obligatorie pe durata programului de lucru, trebuia întreținută în stare foarte bună până la încălțăminte, indiferent de vreme. Anul 1914 este marcat de numeroase greve în rândul muncitorilor de la STB. Fluența transportului are de suferit, dar ei beneficiază de sprijinul populației și de o mișcare sindicală foarte bine organizată. Începe astfel o perioadă plină de conflicte muncitorești ce se vor declanșa pe rând în toată economia românească. În august 1916, ca urmare a intrării României în primul război mondial, vor fi rechiziționați cai, iar transportul se va desfășura cu cai mărunți și harnașamente improvizate, de aici și aglomerația mare pe tramvaiele electrice. Tramvaiele vor fi folosite și în scopuri militare pentru transportarea răniților. Conducerea STB se va retrage la Iași.
În ianuarie-februarie 1917 apare o ordonanță prin care accesul în tramvai era permis numai militarilor din trupele puterii centrale, supușilor acestora și muncitorilor cu permise speciale. La scurt timp, toți caii vor fi rechiziționați, iar tramvaiele oprite. Trăsurile nu vor putea fi folosite decât cu permise speciale, de aceea se va recurge la mersul pe jos. Câteva luni mai târziu, una din linii începe să funcționeze, vagoanele fiind împărțite în două, longitudinal, pentru civili și pentru militari. După război, economia românească, slăită, începe să se refacă. Astfel că, în 1919, numărul tramvaielor era deja cu 50% mai mare decât în 1916, iar, începând din 1929, bătrânul tramvai cu cai cedează pentru totdeauna locul confratelui lui mai tânăr, tramvaiul electric.